Pentru o țară mică precum Japonia, industria de automobile este absolut masivă, iar Nissan este una dintre ele. Astăzi vom vedea o parte din istoria companiei Nissan, realizările lor și nu numai. Să începem! Top 10 lucruri pe care probabil nu le știai despre Nissan. Istoria companiei Nissan. Compania cunoscută astăzi sub numele de Nissan Motor a fost fondată în 26 decembrie 1933, dar fondatorii companiei construiau automobile încă din anul 1914. În 1911, Masujiro Hashimoto înființează compania Kaisansha Motor Car Works, urmând ca 3 ani mai târziu să producă primul lor automobil, numit DAT, fiind un acronim format din prima literă din numele de familie a celor 3 investitori, Kenjiro Den, Yosuke Aikawa și Meitaro Takeshi, urmând ca în 1925 compania să fie redenumită în DAT Motors. Iar în 1931 aceștia produc un nou automobil de mici dimensiuni, denumit Datsun Tip 11, primul model produs sub numele de Datsun. În anul 1928, Yoshisuke Aikawa, unul dintre fondatorii Datsun, înființează holdingul Nihon Sanjo, iar prin 1930 apare și abrevierea numelui Nissan, apărând astfel subsidiarul Nissan Zaibatsu, care includea și companiile Tabata Casting, care produceau automobile, și Hitachi, care produceau utilaje, unelte și vehicule de mare tonaj. În 1931, Datsun se asociază cu Tabata Casting, iar în 1933 cele două companii se unesc, formând în sfârșit compania Nissan Motor. În 27 martie 1999, aceștia formează o alianță cu Renault, cunoscută sub numele de Renault-Nissan, creată strategic pentru creșterea vânzărilor. În același an se alătură și Mitsubishi, controlând astfel 10 companii majore producătoare de mașini, și anume Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Samsung Motors, Dacia, Alpine, Datsun, Venusia și Lada. Originea numelui. Ni vine de la denumirea țării Nippon, adică Japonia. San vine de la Sanjo, care înseamnă industrie. Denumirea s-a dovedit a fi foarte potrivită, pentru că Nissan a adus faimă mondială industriei japoneze, începând să exporte mașini încă din anii 50. Nismo este ramura sport a celor de la Nissan, înființat în 1984 prin fuzionarea celor două divizii ale lor, numite Opama Works și Omori Works, rezultând astfel divizia Nissan Motorsport, iar numele Nismo este o abreviere. Primul model Nismo a fost produs în 1988 sub numele de Nissan Saurus, iar în următorii ani au produs modelul Sport Skyline GTR. Nissan Leaf. În 2010, Nissan scoate pe piață modelul Leaf, fiind prima mașină electrică destinată producției în masă. Datorită prețului mic, acest model a ajuns să devină cea mai bine vândută mașină electrică din lume, iar compania Nissan plănuiește pe viitor să producă și mai multe modele de mașini electrice pentru a scade poluarea mediului. Nissan 370Z. Actualul Nissan 370Z este descendentul unei linii întregi de modele Datsun, care erau construite de către Nissan și vândute sub numele Datsun. Această politică a continuat până în anul 1982. Inspirația seriei Z este datorată modelului Datsun Sport. De asemenea, seria Z se numește Fair Lady în Japonia și este o referire la metoda lor de promovare care se folosea de femei sexy pentru a atrage cumpărători. Metodă care în prezent este practicată în orice companie sau firmă, fie ea un simplu supermarket sau o bancă. Alte ramuri. Compania Nissan deține în continuare anumite afaceri care nu au legătură cu industria auto. Astfel, Nissan produce motoare pentru bărci, echipamente maritime, dar deține și o companie de telefonie mobilă care operează în Japonia.
iar în timpul celui de-al doilea război mondial, compania Nissan includea 74 de firme mai mici, fiind a patra companie ca și mărime din Japonia în acel moment. Nissan a produs chiar și motoare pentru rachetele spațiale, aceștia proiectând și construind motoare pentru nava spațială Lombada 4S-5, cu ajutorul căruia au lansat primul satelit japonez pe orbită în anul 1970. Skyline. Primul model intitulat Skyline a fost produs în 1956 de către compania Prince Motors. La acea vreme, modelul Skyline era un sedan de lux. Modelul a primit o versiune de performanță intitulată GTR, abia în anul 1969, la 3 ani de la fuzionarea cu Nissan. Deși modelul Nissan Skyline GTR R34 a devenit celebr odată cu filmul The Fast and the Furious, modelul nu a fost importat legal în Statele Unite ale Americii. Nissan GTR R35 este primul GTR importat oficial în SUA de către constructorul japonez. Exemplarele GTR din SUA au fost importate de către diverse companii sub anumite pretexte sau prin ocolirea unor norme, iar unii dintre cumpărătorii acestora s-au trezit cu mașina confiscată. Mașină electrică. Primul model electric creat de Nissan nu a fost Nissan Leaf, ci modelul Tama Electric Car, creat de Tokyo Electronic Car Company și vândut în Japonia. Acest model era utilizat pe post de taxi, iar bateriile sale utilizau plumb și acid sulfuric. Modelul respectiv a fost folosit în perioada celui de-al doilea război mondial, iar vânzările au continuat până în 1950, când stocurile de petrol ale Japoniei s-au stabilizat. Tehnologie de top. Producătorul japonez de autovehicule se străduiește întotdeauna să se afle în fruntea progresului tehnologic, iar în 2013, în cadrul expoziției CEA Tech din Japonia, Nissan a primit premiul cel mare pentru sistemul lor de conducere autonomă, prin care au îmbunătățit siguranța pasagerilor și conducătorilor auto. Nissan GT-R Nismo. Noul Nissan GT-R Nismo este una dintre cele mai rapide și bine echilibrate mașini construite vreodată, cu un motor twin turbo V6 de 3,8 litri capabil să dezvolte 600 de cai putere, reușind la testul 0-60 să scoată un timp de 2,9 secunde, dar este de asemenea limitată electronic la viteza maximă de 310 km pe oră. Și deși modelul GT-R este capabil să dezvolte între 545 și 600 de cai putere, motorul poluează extrem de puțin mediul. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.